Aplauze! Aplauze! Bubuială! Ramona, ce faci? Cum te simți? Pentru o sumă corectă fac orice. Ok. Mă simt foarte bine. Pentru o sumă modică ne dai și nouă un interviu? Vă dau interviu, vă răspund la orice. Toată lumea știe de fapt deja că la mine nu mai există nicio perdea, la mine nu există nicio reținere și atunci orice mă întrebi am răspuns. Îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația noastră. Eu mulțumesc. Și în platou fizic. Că acum 2 ani când am făcut primul nostru interviu, eram pe aplicații pandemie, din astea de da, pandemie, video. Da, într-adevăr am mai făcut un... Da, ai dreptate, pe video. Băi, deci l-am revăzut de curând și eram, Doamne, ce vremuri. Mă și uitam la ce întrebări ți-am pus, toate erau legate de adaptarea asta, da, la adaptare, noua realitate. Ca să vezi cât te schimbă emoțional un astfel de lucru. Dar vezi că la fel de repede am și trecut peste. Da. Acum că suntem în altfel de probleme, na, să sperăm să treacă, da, și să nu trebuiască să ne adaptăm la astfel de probleme. Exact, și sper să ne și readucem aminte din când în când că totuși am trecut și prin niște lucruri grele. Poate din care ar fi trebuit să rămânem cu niște lecții. Eu consider că am rămas eu personal, dar cred că toată lumea, pentru că îi vezi pe toți schimbați în jurul tău în multe domenii, ca să zic așa, da. Sunt sigură. Bun, Ramona, hai. Ești o femeie de succes. Consideri? Crezi? Da, da, leu, da, da, da. Și ești o femeie foarte muncitoare. Cel puțin asta este ce se vede. Da, eu sunt, muncesc de foarte mult timp. De la 12 ani muncesc, orice. Cum reușești să-ți păstrezi energia, să fii tot timpul plină de viață și să dai și randament? N-a fost ușor mereu, n-a fost ușor tot timpul. Sunt, în primul rând, sunt zodia rac. Asta înseamnă emoție multă și asta înseamnă că plâng destul de des. Faptul că nu plâng la televizor în alea 4 ore cât eu sunt live, nu înseamnă că nu se întâmplă lucrul acesta. Mai ales în ultimii ani, ca să-ți răspund exact la întrebare, doza de optimism și energie am început să le adun și să le păstrez după ce am început să fac și psihoterapie. Uh-huh. Și oricum, în general, în viața mea de când mă știu, am fost un om optimist și am văzut tot timpul o rezolvare în orice problemă, în orice situație. Niciodată nu m-am împiedicat de nimic, oricât de greu ar fi fost un lucru. N-am, cred că așa m-am pornit. La mine copilăria n-a fost neapărat ușoară, n-a fost. Toată oricum eu am zis mereu lucrul acesta, n-am avut de nimic, din nimic, niciodată și atunci cred că mi s-a format ceva să văd doar bine în orice și să-mi obțin orice am nevoie fără să mă gândesc că nu se poate. E o formare de mică, uh-huh, să fie scurt răspunsul. Cât la sută te-au îndrumat părinții către cariera pe care o ai astăzi? Absolut deloc. Absolut deloc, 0%. Ce-și doreau pentru tine? Nu pot să spui că își doreau ceva anume, pentru că la noi nu se discuta despre viitor, nu se discuta despre ce vrei să faci. Cum am spus, copilăria mea a fost un pic altfel și nu existau, nu știu cum să zic, sfaturi sau discuții pe ce ai vrea să faci tu în viitor. Era bine dacă reușeam să terminăm liceul, pentru că nu erau bani, practic, ca să te duci la liceu, pentru că n-ai fi vrut. Și atunci n-a existat situația să zic, auzi, eu vreau să fii nu știu ce sau vreau să ajungi nu știu ce în viață. Nu, pentru că știau și ei că nu au posibilitatea să facă lucrurile acestea, să-mi dea bani, să mă duc să învăț. Și n-am avut niciun sfat. Și oricum nici eu n-am vrut aici sau nu m-am gândit, eu vreau să fiu la televizor până la vârsta de 15 ani, când am văzut prima dată Neața. Eu doar când am văzut prima dată Neața am zis că eu vreau să fiu acolo lângă băieția, am televizorul ăla și pe unde oare pe unde pot să intru acolo. Ce tare! Exact! N-am știut asta. N-ai știut și poate multă lume n-a știut, dar prima dată când am avut televizor s-a întâmplat să am și Antena 1 și să fie și băieții pe post atunci, la început. Și chiar îmi imaginam, vedeam așa totul colorat și frumos și zic, Doamne, cum au intrat băieții în cutia aia, pe unde fac să intru și eu pe lângă ei? Foarte tare. Și timpul a trecut și am ajuns, da, povestea e lungă, e mult, tu nu cred că ai suficient timp acum să-ți povestesc tot. Mie mi-ar plăcea să știi. E mai scurt timpul. Mi-ar și dacă... plăcea să-mi spui știu. Cum ai ajuns. Vrei să-ți pe spun scurt. Să încerc pe cât de cât scurt? Cât de pe scurt poți. Cum am spus, ți-am spus și mai devreme, muncesc de la 12 ani în diverse domenii, am început să lucrez ca ospătăriță, bine, am început să mă duc la sapă prima dată. Că așa se proceda la noi la țară. După aceea m-am dus la liceu cu chiu cu vai, am reușit și atunci am început să muncesc ca ospătăriță. Făcusem o trupă de dans prin liceu, dansam cu colegii să facem bani pe la evenimente. După aceea, până la urmă, am reușit, mi-am luat bacul și m-am scris la o facultate pe acolo, pe plan local,
nu mi-a plăcut, am făcut 2 ani și în același timp munceam și cheltuiam banii degeaba și la un moment dat m-am hotărât, mi-am făcut bagajul și am plecat la București. După ce mi-am strâns o sumă, o anumită sumă de bani, mi-am făcut un bagaj mic și am plecat la București. Găsisem pe net o cazare și am venit direct. Când am ajuns, nu era chiar ce trebuia, domnul cerea niște favoruri ca eu să locuiesc în cazarea respectivă. În momentul ăla mi-am dat seama că nu mai vreau să mă întorc acasă, că n-ar mai fi tocmai ok să mă întorc acasă să zic că am dat fail, știi, la toată treaba asta. Și mi-am amintit că aveam niște colegi din liceu care erau deja la facultate aici. I-am sunat, le-am spus să mă primească vreo 2-3 zile până îmi găsesc o altă cazare. Stăteau la cămin, la Facultatea de Agricultură, acolo unde am fost și eu de altfel. Am stat cu băieții, timpul a trecut, am stat cu ei în cameră, am stat cu 4 băieți în cameră la cămin vreo 6 luni de zile. Ce tare. Până unul dintre ei mi-a zis, băi, înscrie-te la facultate aici, că o să ai loc la cămin, muncești, găsești ceva. Și m-am înscris la facultate, mi-am găsit de muncă prin mai multe domenii. Și între timp băieții de la Neața își căutau o vecină, acum în 2013. Așa, da, gata, știu povestea, corect. Și eu au găsit, rămăsesem eu cu Flavia atunci și până la urmă au ales-o pe Flavia. Însă la 2 ani distanță au mai făcut o emisiune în care ei m-au sunat pentru că m-au ținut minte că eram mișto. Așa? Ești încă mișto. Așa, și de atunci lucrurile s-au legat. Adică eu am aplicat pe net atunci când își căutau ei vecină și m-au sunat și acolo a început toată povestea. Deci practic într-un fel sau altul înainte mi-am implementat în cap cum aș face să ajung acolo și ar trebui să ajung acolo și s-a întâmplat la câțiva ani distanță. Îți mulțumesc din suflet că ai împărtășit așa cât de cât pe scurt. Da. Chiar vreau să te întreb, că ai menționat mai devreme faza cu avansurile. Da. Cum faci față unei astfel de situații? Pentru că sunt sigură că există cazuri de femei, fete care se confruntă cu astfel de situații. Cum... M-am considerat tot timpul o femeie puternică, un pic spre a fi bărbat. Cred că din cauza faptului că a trebuit tot timpul să am grijă de mine și să-mi obțin singură, ce vorbeam mai devreme, tot ce am nevoie, am dezvoltat o parte masculină, poate uneori mult prea mult și uit de ea și într-o relație cu un bărbat, știi, și atunci ajung eu să fiu prea mult în energie masculină și cred că lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult și dacă s-ar mai întâmpla ceva de genul ăsta, aș manageria foarte bine. Nu mi-e frică, nu sunt speriată, ca să-ți răspund exact, n-am un stres. Nu știu, aș găsi o soluție pe moment, tot timpul găsesc soluții pe moment. Chiar și atunci, cu domnul respectiv, urcasem deja la etajul 10 cu el în apartament și eram doar eu cu el acolo. Dar în următoarea secundă, cum stăteam de vorbă cu el, mi-am luat repede bagajul și am ieșit pe ușă și am coborât pe scări cu un bagaj, un dita mai trollerul de la etajul 10. Cred că pe moment, de fiecare dată, mă descurc și găsesc soluții. Și asta am observat în orice situație, nu doar aici, la mine. Bun. Cum arată o zi din viața Ramonei Olaru? Bun. O zi din timpul săptămânii, că e important. Exact. Păi, am ceasul care sună la 5:30. M-am trezit. Super, credeam că eu mă trezesc de vreme la 5:30 să scot cățelul. Da, vezi, te trezești să scot cățelul. Dar nu în fiecare dimineață, ce-i drept. Adică eu nu luni, vineri. Eu vreo 3 zile. Așa. Vreo 3 zile. Luni, vineri, mă trezesc la 5:30. Nu, la mine nu sună alarma de 2 ori o singură dată. Eu nu mai lenevez nici măcar o secundă. M-am dat jos imediat, în prima secundă când mi-a sunat ceasul. Primul lucru pe care îl fac este să dau de mâncare pisicilor. Am 2 pisici și un șoarece. Okay. Exact. Și? Le dau de mâncare. Joacă pe masă când pleci de acasă? Nu, sunt foarte cuminți. Acum am înțeles când a zis cineva la un moment dat că animalul de companie preia comportamentul stăpânului. Și atunci pisicile sunt exact ca mine, amândouă. Laurențiu, care e șoarecele, e un pic mai ciudat, dar e ok. E cumint. E cuminte și el. La 6:20 ajung la redacție. Stai, ce? Adică tu de la 5:30 până la 6:20 ai și ajuns la redacție? Da, la 6:20 sunt la redacție. Pe măsură ce înaintezi în vârstă. Așa. Devii din ce în ce mai frumos. Doamne, sunt ca vinul, așa zic toți. Nu? Da, și eu îi cred. Îmi doresc foarte mult să fac un copil. Fetiță, dacă se poate.
Bun, să ne întoarcem. Mă trezesc la 5:30, le dau de mâncare pisicilor, îmi fac toate tabieturile la baie, spălat pe dinți, pe față, făcut un coc aici sau spălat pe cap uneori dimineața, că depinde cum vreau să-mi aranjez părul, că sunt și nebună rău. Mă îmbrac, îmi las hainele de cu seară pentru a doua zi, să nu mai pierd timp. Mai sunt unele zile în care nu mi le las, dar de cele mai multe ori. Mă îmbrac și am plecat. La 6:20 ajung la redacție. Stai, ce? Ce anume? Mă îmbrac și stai, am plecat. Nu. Adică tu de la 5:30 până la 6:20 ai ajuns la redacție? Da, la 6:20 sunt la redacție. 6:18:20 sunt acolo. Nu glumesc, tocmai de-aia mă trezesc la 5:30. Pisicile câteva minute, tabieturile la baie câteva minute, îmbrăcatul câteva minute și apoi 18-20 de minute până la redacție. 18. Șocant! De cum reușești? Nu, eu te întreb că mie mai puțin două ore nu îmi ia. Mașină pe două picioare. Vai de capul meu! Da. Dar bănesc că nu te machiezi și alte cele, că te machiezi la platou. La redacție? Uh-huh. Asta spun, la 6:20 ajung la și redacție. Cafeluța? Nu beau cafea, nu niciodată. Cafea. Am uitat. Nu beau cafea absolut deloc. Ajung la 6:20 și mă machiez singură. Asta încep, mă machiez, îmi fac părul, văd cu ce haine mă îmbrac, că sunt fete acolo care se ocupă. Și până la 7:30 sunt gata. Am plecat pe platou, la cablat, la totul, la organizat. La 8:10 sunt pregătită să intru în direct. Eu sunt prima tot timpul pe platou, toată lumea știe acolo la muncă și aștept să vină toată lumea după aceea. Ce tare! 4 ore, știm bine, sunt acolo până la 12. Timp în care nu faci doar treaba pentru emisiune. Nu, că eu te-am mai văzut pe tine cu telefonașul în mână și cu TikTok-ăreală. Sunt toate, merg toate mână în mână. Televiziune, unde sunt multe lucruri de făcut. Acum, în ultimele luni, nu sunt doar cu meteo, sunt peste tot. Tot ce e de făcut cu băieții acolo și mi se pare foarte drăguț. TikTok, cum ai spus și tu în pauze, e activă, nu știu dacă știți, dacă nu știți, vă rog să o urmăriți. Da, exact. Are niște dume. Exact. Chiar îi oblig de multe ori pe băieți să facă și ei cu mine TikTok. A, deci îi obligi? Da. Că mă întrebam, zic, mă frate, dar băieții ăștia tot timpul sunt obosiți. Nu vor. Dar abia își găsesc energia, dar totuși sunt toate filmulețele Ramonei pe Exact. Ideea e pe ea, au prins odată, au văzut că merge bine și că oamenii se distrează și că e frumos ce fac acolo. Au prins gustul și cedează mai repede când am câte o provocare pentru ei. Instagram, de asemenea, tot acolo de pe platou și na, ce mai e pe acolo? Mai filmez un story, ce se mai întâmplă?